Stalinismul a însemnat în primul rând represiune, moarte, deci deportări, foamete și tot ceea ce a însemnat înstrăinarea de lumea liberă. Astăzi se fac 83 de ani de când România a rămas fără de Basarabia. Calvarul și împrejurările prin care a trecut poporul nostru sub influența sistemului stalinist au fost discutate în cadrul unei conferințe internaționale. Vorbim despre stalinizare și destalinizare. Între mituri, trecut istoric, memorie istorică și actualitate. Acest lucru este cu atât mai important în condițiile în care, spre exemplu, preferințele pentru a-l vedea pe Stalin ca un erou pozitiv în Rusia sunt tot mai mari, ajung în jur la 70% din ruși, că la nivel european, să se știe, există o echivalare și o egalare între stalinism și nazism. Colegii noștri istorici de pe ambele mauri ale Prutului au decis să realizeze această conferință exact aici la Bălți, întrucât atitudinea societății din municipiu, din nordul Republicii Moldova, față de unele evenimente istorice, este de interpretat. Data de 28 iunie nu este o dată întâmplătoare aleasă pentru conferința respectivă, întrucât toți locuitorii, nu doar Republicii Moldova, trebuie să cunoască faptul că în urma pactului Molotov-Ribbentrop, înțelegerea dintre Kremlin și respectiv Germania a fost de a împărți sferele de influență în Europa de Est. Pe cele două maluri ale Prutului, de-a lungul ultimului secol, s-au petrecut lucruri foarte dramatice și acest eveniment face parte, cel puțin din punctul meu de vedere, dintr-o serie de activități pe care le avem în vedere, astfel încât să discutăm mai mult despre trecutul nostru comun, de să ne reamintim, să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, astfel încât, în esență, să nu ajungem la noi experiențe negative. Evenimentul aduce în prim plan cunoașterea istoriei comunității românești în perioada totalitară, în special pentru tânăra generație. Venim la Universitatea Alecu Ruso din Bălți cu diferite mesaje și inclusiv un mesaj științific de această dată cu prezența cercetătorilor și colegilor de la București, Institutul pentru Studiul Totalitarismului, punând niște probleme pe agendă care țin de trecutul totalitar, de moștenirea acestui regim și de care ne străduim să ne detașăm cu înțelepciune în continuare. Identitatea națională este foarte strâns legată de ceea ce se numește istoria, cunoștințele istoriei trecutului, iar stalinismul a fost o perioadă din cele mai crunte din istoria noastră națională. Noi am trecut prin acest calvar al stalinismului, a unui regim totalitar, care a lăsat amprente profunde asupra destinilor istorice ale moldovenilor, ale românilor, și repercusiunile și consecințele acestei influențe le resimțim până în ziua de astăzi. În iunie 1940, România a primit un ultimatum din partea URSS, prin care se cerea evacuarea administrației civile și a armatei române în termen de 4 zile, în caz contrar România era amenințată cu război. În rezultat, Basarabia și nordul Bucovinei au fost anexate la URSS.